Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați, eu vă reamintesc de fiecare dată că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate informațiile, toate știrile și toate emisiunile pe care le prezentăm în fiecare zi pentru dumneavoastră. România pare a sta așa în această perioadă pe un butoi cu pulbere. Nu știu dacă este întocmai o exprimare fericită sau nu, dar realitatea cam aceasta reflectă. Și ne raportăm aici și la ce se întâmplă la nivelul județului Hunedoara, la fel cum se întâmplă în multe alte zone din țară, dar și din alte state din Uniunea Europeană, și aici mă refer la aceste proteste ale transportatorilor, ale fermierilor, agricultorilor din România, dar și din celelalte zone amintite anterior, pentru că unii dintre ei se tem că ar putea ajunge la faliment din cauza noilor taxe, din cauza majorării de multe prețuri, și asta ar putea să pună cruce pe afacerea lor, pentru care au muncit destul de mult, cu siguranță, mulți dintre ei. Sunt și alte probleme despre care vom discuta astăzi cu invitatul meu, domnul Viorel Arion, președintele Partidul Mișcarea Populară din județul Hunedoara. Bună ziua și la mulți ani! Bună ziua, bine v-am găsit! La mulți ani! La mulți ani, în noul an! Să sperăm că va fi unul mai bun, deși semnalele pe care le avem poara nu duce în această direcție, dar trebuie să fim optimiști până la urmă, că nu prea avem de ales, nu? Așa este. Eu cred că am avea de ales, dar avem totuși de a face cu o conducere, o clasă politică care nu este în stare să gestioneze situația actuală a României și care ar fi momentul să plece acasă, din punctul meu de vedere. Deci România a mai trecut prin momente grele, iar acele momente au fost bine gestionate față de ceea ce se întâmplă acum. Situația nu este chiar atât de gravă cum vor să ne-o prezinte guvernanții, iar faptul că ei se îndatorează zi de zi cu bani pentru a plăti tot felul de beneficii doar unui anumit sector din România, mă refer la sectorul bugetar, ne duce în această direcție. Vreau să vă reamintesc că totuși în România există și alte categorii sociale uitate, în ghilimele, de actualul guvern. Există, după cum am văzut, medici de familie nemulțumiți, există personalul din spitale care este nemulțumit, există farmaciști care se plâng de faptul că nu merg lucrurile așa cum trebuie. Nu mai vorbim de profesori cărora li s-a promis ceva în vară și acea promisiune a fost uitată. Acum vedem că în România, în ultimii ani, chiar așa pe tăcute, să zicem, s-a conturat o nouă pătură economică, o nouă clasă economică. E vorba de fermieri, agricultori și transportatori. Nu mai avem siderurgiști, mineri prea puțini, oameni care să lucreze în industria grea nu mai sunt, dar România... Această industrie grea pe care am avut-o și noi aici în județul Hunedoara, cu care eram obișnuiți, fabrici din care au ieșit la pensie mii de hunedoreni care au susținut familii întregi și totuși au susținut și economia, să nu uităm. Așa este. Așa este. Reorientarea românilor spre agricultură s-a făcut pas cu pas, adevărat, cu mult sprijin și din partea Uniunii Europene. S-au creat foarte multe ferme mici, unele mai mici, unele mai mari, crescători de animale. Oamenii aceștia au ieșit în stradă solicitând niște revendicări. M-am uitat peste cele 76 de revendicări prezentate pe
mass media, foarte multe dintre ele sunt tehnice, sunt într-adevăr specifice zonei de activitate a agricultorilor și transportatorilor, dar sunt și unele care vizează și pe ceilalți întreprinzători privați. De exemplu, se solicită revenirea la impozitul de 1% pe micro-întreprinderi, acum a crescut de 3 ori la 3%, și de asemenea revenirea la plafonul de 1 milion de euro pentru a fi declarat micro-întreprindere, acum este 500 de mii de euro. Și de asemenea o clauză foarte importantă din punctul meu de vedere, ca și președinte al Camerei de Comerț, neimpozitarea profitului reinvestit. Pentru că asta este o pârghie de creștere economică foarte, foarte bună. Mă gândesc că aveți câteva date cu privire și la firmele din județul Hunedoara care sunt poate acum în impas, sunt poate chiar la un pas de a-și închide activitatea din cauza acestor noi taxe, noi reguli care, să nu uităm, au scos la momentul anunțului făcut de către guvernanți, au scos în stradă și antreprenori, oameni de afaceri. Acești oameni nu au posibilitatea de a se manifesta așa cum au cei din sistemul bugetar, profesorii, pentru că nu au sindicate, patronatele, dacă există, există la un nivel destul de slab de reprezentare. Eu sunt convins că foarte mulți din întreprinzătorii, nu numai din județul Hunedoara, și din toată țara, și-ar pune imediat un steag pe mașină și s-ar alătura acestor protestatari, fiecare în inima lui, în sinea lui, purtând o anumită nemulțumire, pentru că nu e normal să dai tot în calul care trage, adică să ocrotește anumită categorie socială pentru că ți se pare ție că ăștia sunt votanții tăi, ăștia te votează pe tine, și să neglijezi milioane de români fără să ții cont de ei. Spuneți, ceea ce vorbiți despre neglijență vis-a-vis de alți români, dar totuși guvernul a anunțat și chiar a aplicat majorări pentru pensii, au fost făcute anumite promisiuni cu privire la un trai mai bun al tuturor românilor până la urmă, dar dumneavoastră vorbiți acum de neglijență. Da, e foarte bine că s-au mărit pensiile, pentru că nu s-au mărit de câțiva ani, deși exista și aveam legislație pentru acest lucru. Dar să luăm în calcul, să zicem, persoanele care lucrează, indiferent că sunt bugetari sau că sunt lucrează la o întreprindere privată. Dacă au ghinionul să se îmbolnăvească, guvernul ia 10%. Adică în România a ajuns să fie periculos să te îmbolnăvești, pentru că te taxează guvernul. Condițiile în care oricum pentru sănătate cu toții plătim, salariile, evident, pe care le avem, un anumit procent se duce înspre sănătate. Evident. Mamele, dacă au norocul să facă un copil, doi, sunt taxate 10%. În condițiile, adică, în care în România și nu numai, natalitatea este în plină prăbușire în ultimii ani. Foarte puține familii mai au poate curajul de a aduce pe lume un copil. Are un întreprinzător o micro-întreprindere. Statul a venit, i-a spus, la mulți ani, de la 1 ianuarie plătești de 3 ori mai mult impozit. Ori nu, astea nu sunt lucruri, deci totuși există, România este formată din pensionari, din medici, din întreprinzători, din farmaciști, din medici de familie, agricultori, transportatori. Iar fiecare toți cei enumerați de către dumneavoastră acum au fost sau se află în grevă? Într-o anumită formă de protest. Exact. Într-o anumită formă de protest, pentru că dacă e să ne înhămăm și să facem sau să ni se spună, suntem într-o situație grea. Tragem toți o perioadă și scoatem căruța din șanț. Dar nu, la noi se prezintă lucrurile ca și când ar fi totul foarte roz, există bani, avem soluții,
chiar și la aceste manifestări din ultimele zile, domnul Ciolacu a ieșit și a spus, avem soluții, în 2-3 zile rezolvăm. Iată că a trecut o săptămână și problemele nu s-au rezolvat. Deci, dar credeți că și-ar asuma actualul guvern această responsabilitate? Să nu uităm că anul acesta este și un an electoral. Credeți că va putea ieși sau va eu vor cred, avea acest curaj deci, de a ieși și să spună domnilor, ne aflăm într-o groapă, într-un abis din care cu greu poate ieșim sau poate într-adevăr lucrurile se vor schimba, iar aceste revendicări de care aminteați și dumneavoastră puțin mai devreme, poate vor fi luate în seamă de către cei care au pixul în mână. Marea speranță a celor care conduc astăzi România, PNL și PSD, pentru că despre ei vorbim, este o prezență scăzută la vot la europarlamentare și mobilizarea lor, adică mobilizarea propriului electorat prin primari, prin persoanele din teritoriu, în așa fel încât să obțină procentele care se tot afișează prin sondajele de opinie. Vor avea o mare surpriză pentru că nemulțumirile pe care astăzi le vedem în stradă există în sufletul a milioane de români. Iar aceste milioane de români așteaptă de câțiva ani să aibă posibilitatea să-și exprime nemulțumirea prin vot. Primul vot va fi la europarlamentare. Nu se va vota pentru că lista aia e mai bună sau aia altă este mai puțin bună. Se va vota politic. Adică oamenii vor transmite un semnal foarte clar către PNL și către PSD prin acest vot și acest mesaj politic este plecați acasă. Și vor urma și celelalte rânduri de alegeri care vor consimți această dorință a românilor. Dar să nu uităm că în ultimii 30 și ceva de ani cam tot aceleași partide au fost la putere. Deși, la un moment dat, așa cum spuneați și dumneavoastră, au fost ani în care lucrurile au stat destul de complicat în țară, au fost ani de criză, au fost ani în care, din nou, antreprenorii și nu numai au avut de suferit din cauza măsurilor luate de către guvernele anterioare, dar să nu uităm că practic au fost cam aceiași. Da, da, așa este, dar pentru ceea ce s-a întâmplat atunci și nu lucru s-a întâmplat bine, cei care au fost atunci la putere au plătit. Și așa au plătit, așa cum vor plăti și PNL și PSD. Plecând. Adică nu văd care este altă modalitate de decontare a nemulțumirilor oamenilor decât asumarea votului și evident, respectarea opțiunii de vot a românilor. O să citez ceea ce a declarat domnul Ialomițeanu Gheorghe, vicepreședintele PMP și președinte PMP Brașov, cu privire la toate aceste aspecte. Spune așa, aceste majorări de cheltuieli au fost acoperite de majorări de impozite și taxe suportate de către români, cu impact major asupra reducerii nivelului de trai. Majoritatea cheltuielilor, cu cheltuiala politică, au avut ca efect creșterea cheltuielilor cu dobânzile, cu aproximativ 3 miliarde de lei. PSD și PNL continuă și în anul 2024 aceeași politică bugetară avantajoasă pentru clientela politică și dezastroasă pentru majoritatea românilor și mediul de afaceri. Deși coaliția PSD-PNL se laudă că au indexat pensiile cu 13,8%, aceasta nu acoperă decât o parte din creșterea prețurilor la alimentele care s-au dublat în ultima perioadă și creșterea impozitelor locale care de la 1 ianuarie s-au majorat cu 13,8%, a explicat Ialomițeanu Gheorghe, vicepreședintele PMP la nivelul României. Și fost ministru de finanțe. E cumva în măsură să ne ofere astfel de cifre și de date. Da, este un ministru, a fost un ministru competent la vremea când era la guvernare. Eu cred că tot ceea ce spune acolo este perfect adevărat. Așa este. Asta, creșterea aceasta de 13% la pensii este de fapt praf în ochi, atâta vreme cât prețurile la alimente s-au dublat.
Și ne-au fost arătat, nu, ce putem face cu 100 de lei, la un moment dat chiar premierul României a făcut cumpărături de banii aceștia, cred că ne amintim cu toții, nu? Da, la asta domnul Ciolacu este campion, la a fi populist și a se prezenta pe toate posturile de televiziune, în opoziție cu dânsul, deci dânsul merge cu avionul de linie la întâlnirile pe care, oficiale pe care le are, șeful lui, domnul Iohannis, merge cu cel mai de lux avion oriunde merge. Dar așa este, cheltuielile cresc, cheltuielile cu dobânzile cresc și vom ajunge acolo. Adică românii își vor da seama că plătesc prea mult pentru incompetența acestor oameni și vor taxa la vot. Este până la urmă dreptul fiecăruia de a-și exprima opinia sau furia uneori prin acest vot. Din păcate încă mai este nevoie de foarte multă educație cu privire la acest lucru, pentru că sunt mulți români care aleg să taxeze prin neprezența la urne și avem experiența atâtor ani, atâtor alegeri în care au considerat unii dintre ei că este mai bine așa să nu se mai implice, pentru că oricum și aici citez din declarațiile oamenilor, oricum iasă tot aceeași, oricum va fi aceeași poveste, dar până una alta să nu uităm că nu este o atitudine corectă, pentru că alții au luptat pentru acest drept pe care noi îl avem acum. Suntem în fața unor provocări destul de acide așa și destul de complicate. 2024 l-am început așa mai dificil, să spunem, cu proteste. Sunt, să nu uităm, și grefieri și cei din Ministerul Justiției, da? Sunt în proteste, tot felul de nemulțumiri și în ceea ce îi privește pe ei și să ne mai așteptăm oare și la alte astfel de evident, semnale, să spunem. Evident, asta este doar oameni. Începutul. Oamenii au multe nemulțumiri față de modul în care se guvernează astăzi România și își vor exprima într-un anumit mod aceste nemulțumiri. Evident, ce pot face românii decât să iasă în stradă și să protesteze. Să nu uităm că în urma unor proteste, mega partidul PSD condus la vremea aceea de Liviu Dragnea s-a dus pe apa sâmbetei, ca să nu zic altfel. Și parcă mai ieri, în momentul în care se făcea o manifestație de protest, dânsul aducea membrii de partid în Piața Victoriei ca să facă un fel de contramanifestație în care toată lumea zâmbea, toată lumea era veselă, dar se vedea pe chipurile oamenilor că sunt aduși cu autocarele ca să creeze o anumită impresie celor care se uită la televizor. N-a ținut. Uneori parcă suntem așa într-o piesă de teatru nereușită, dar care într-o oarecare măsură are succes. A ajuns politica să fie așa o piesă de teatru nu foarte bine pregătită? Trebuie să recunoașteți că avem o clasă politică slabă la momentul actual. Și n-aș vrea acum să mă refer în mod special la un anumit partid sau la o anumită grupare politică. Eu am fost în 2004-2008 contemporan, să zic așa, cu Corneliu Vadim Tudor, cu Adrian Păunescu, cu oameni cu intelectuari de valoare, cu Valeriu Stoica, cu Teodor Stolojan. La vremea respectivă exista o anumită viziune politică, oamenii aveau în cap ceva și s-au îndeplinit niște lucruri. Ca să vă dau exemplu, intrarea României în NATO. Oamenii ăștia de acum, dacă noi am fi în situația de a intra în NATO, n-ar fi în stare să o facă.
n-ar fi în stare pentru că nu au competențe legate de acest lucru. Uitați-vă ce se întâmplă doar cu aderarea la Schengen. Ba e Schengen, ba nu e Schengen, ba cu avionul, ba cu iahtul. Ca să devii și să aderi la un bloc militar așa cum este NATO, trebuie să ai niște oameni care să știe să poarte niște discuții, niște generali care să aibă cunoștințe militare adecvate. Și iar aderarea la Uniunea ar fi posibilă o astfel de Eu nu cred că dacă n-am fi, deci dacă acum nu am fi membri NATO și am solicita, nu am reușit să obținem. Pentru exact ce vă spun, această aderare la Schengen, care este tratată așa cu spatele, am impresia. Deci, în România a făcut demersuri, a încercat să demonstreze, vi s-a părut? Adică a ajuns până în punctul în care o singură țară nu era de acord, nu, cu aderarea noastră în spațiul Schengen. Deci asta înseamnă că în teorie și probabil și în practică au fost făcute anumite. În politică există demersuri. Și în diplomație există anumite tehnici care se folosesc la nivel global, să zic așa. Vă dau un exemplu. Eram deputat și am plecat în vacanță în Egipt. Am fost întors de pe aeroportul din Egipt, nici măcar nu, adică m-am fost lăsat să-mi iau bagajul, întors înapoi, urcat în avion și trimis înapoi în România, fără să mi se spună de ce. Erați într-o vizită oficială? Explicat, sau? Nu, eram în vacanță cu familia. Mi s-a explicat în avion de către cineva că un deputat egiptean care dorea să ajungă din Turcia în România nu i s-a acordat viză. Și asta a fost o reacție de răspuns. Deci nu numai eu am fost întors din drum, în aceeași zi ministrul de externe de la acea dată, Teodor Meleșcanu, a pățit același lucru. Și era ministru, adică era ministru de externe. Deci există o anumită tehnică diplomatică. Ok, Austria a zis pas, nu vrem. România poate să facă același lucru. În momentul în care există... Ar fi asta o soluție... E o soluție normală, așa se face. Deci dacă ești membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană, ai un drept de veto. Deci să ți-l exprimi. Adică asta ar însemna probabil crearea unor alte războaie, între ghilimele spus, între cele două state. Și să nu uităm, acum există oameni de afaceri care au business-uri aici în România și... Eu vă înțeleg, dar așa se procedează, așa se procedează. În momentul în care vine la rând și solicită Austria ceva și are nevoie de cele 27 de voturi, România poate să-și exprime acel vot și să demonstreze că da, uite, și pentru că voi ne-ați făcut asta și noi răspundem la fel. Așa se face în diplomație. Ori ceea ce se întâmplă la noi, noi batem din palme că a venit unul din Austria și a zis vă lăsăm cu avioanele și cu iahturile în Schengen. Deci asta nu rezolvă cu absolut nimic problema fundamentală, pentru că marile pierderi pe care le înregistrează România nefiind membră Schengen sunt pe cale rutieră. Aproape 10 miliarde de euro anual pierde România din acest motiv. Iar explicațiile Austriei că migrație, să fim serioși, nu, migranții nu trec prin România, au alte suntem o țară rute de tranzit, da, mai mult, pentru că au fost atâtea cazuri în care au fost depistați și la graniță. Dar și să nu revenim, aderarea la Uniunea Europeană din 2007. Am avut și atunci oameni politici și poate unii contestați, poate unii blamați, dar România și-a atins obiectivul. De la a fi membră a Uniunii Europene au început să vină fonduri pentru diverse domenii, începând cu subvențiile, la început, da, pentru că subvențiile pentru agricultură, pentru că acești fermieri care acum protestează sunt foarte mulți foști beneficiari sau actuali beneficiari ai subvențiilor plătite prin APIA.
ale unor fonduri dedicate special fermierilor și au venit și pe alte domenii, inclusiv întreprinderi mici și mijlocii au beneficiat de aceste fonduri. Acum România nu își poate permite și nu văd cum am exista noi ca țară fără să fim membri NATO și fără să fim membri ai Uniunii Europene în condițiile în care vedem ce se întâmplă la granița cu Ucraina. Da, război care ne afectează, deși și în afectează cazul pe toată acestuia, lumea. Spuneam la început de ce n-ar afecta pe noi. Noi suntem sub această cupolă a NATO, stăm bine, nu avem nicio problemă, dar iată că în timp lucrurile s-au dovedit a fi destul de grave și nu doar pentru noi, ci și pentru alte state. E destul de complicat și cu aceste lucruri și mai complicat uneori de a fi înțelese de către oameni, pentru că de obicei tindem așa să ne uităm la noi în ogradă, dacă mie bine, nu mai contează vecinul, nu mai contează nimeni altcineva, dar în această situație lucrurile sunt mult mai complexe decât atât, dar românul, pe bună dreptate, se gândește totuși la buzunarul său, se gândește să aibă un trai decent, cel puțin, și are așteptări foarte mari. Nu știu dacă sunt firește aceste așteptări după 30 de ani de la Revoluție, dar în continuare are așteptări de la cei care au fost trimiși. Și normal, până la urmă asta e, așa e în viață, nu? Îți dorești din ce în ce mai, să o duci din ce în ce mai bine, să-ți meargă bine, iar în domeniul în care eu îl cunosc cel mai bine, cel al întreprinzătorilor, al IMM-urilor, singura condiție care ar trebui să o îndeplinească guvernul ar fi să-i lase în pace. Deci un întreprinzător, dacă nu este săcăit cu tot felul de măsuri, cu tot felul de impozite, cu tot felul de creșteri, cu tot felul de taxe, se poate dezvolta, se dezvoltă, asigură locuri de muncă și în acest fel creșterea economică generală vine de la sine. Dar aici intră în discuție cumva odată cu aceste noi măsuri și reguli impuse și controlarea cât de cât a evaziunii fiscale, pentru că s-a discutat foarte mult și despre acest subiect și practic parte dintre aceste măsuri au venit și pentru a mai diminua acest fenomen. Dar era nevoie de creșterea taxelor pentru a diminua evaziunea fiscală? Nu avem atâtea instituții, nu avem la ANAF atâtea organe de control, nu avem atâți bani care s-au băgat în tot felul de softuri de control, așa se diminuează evaziunea crescând taxele. Deci nu cred că este o soluție bună. Cea mai bună soluție este să-și facă cei care sunt plătiți pentru asta, să-și facă treaba. E România prea adică credeți datoare, că poate, oare la ANAF atunci nu se știe cine sunt marii evazioniști? Dacă se știe și nu se iau măsuri, este grav. Dacă se cunoaște și iarăși nu se întâmplă nimic, este și mai grav. Nu știu, mă abțin să comentez astfel de așa, dar eu sunt convins că dacă instituțiile statului și-ar face treaba, România nu ar mai avea gradul ăsta de evaziune fiscală și lucrurile ar merge foarte bine. Haideți să ne amintim ce s-a întâmplat atunci când Alianța Dreptate și Adevăr a decis să scadă impozitul pe profit la un impozit unic de 16%. Eram pe vremea aceea, era ministrul de finanțe Ionuț Popescu și am fost la o ședință la Constanța, mai mulți parlamentari și membri ai conducerii partidului de atunci și neoficial la masă a spus că nici el nu se aștepta, dar veniturile la buget s-au dublat. Deci, vedeți, paradox, în loc să scadă veniturile la buget prin scăderea impozitului, ele s-au dublat. Pentru că foarte mulți au zis, de ce să stau cu spaima că vine cineva, mă prinde și riscă pușcăria. Mai bine plătesc 16%, nu e
un capăt de țară. La aceste creșteri de taxe va exista o reacție, din punctul meu de vedere. Întreprinzătorii vor găsi tot felul de soluții să le ocolească. Deci banii așteptați de guvernul Ciolacu să vină din aceste creșteri nu vor veni. Nu știu cum, pe unde va scoate guvernul Cămașa, ce va face. Probabil că ne așteaptă o creștere de TVA, pentru că doar așa își va putea acoperi cheltuielile din buget. Deși anul trecut se discutau despre reforme în administrație, în rândul instituțiilor publice, a fost așa un val care a venit și care a stârnit destul de multă tulburare în rândul unor angajați la stat, reforme care, nu știu, simțiți, au fost aplicate? Nu, nu au fost aplicate. Și nu, să ne aducem aminte că un partid din care eu am făcut parte a dispărut de pe scena politică pentru că a luat niște măsuri foarte dure într-o perioadă de criză care a afectat nu numai România, ci întreaga lume. S-a ajuns atunci prin măsurile luate și n-au fost niște măsuri foarte, foarte dure. Adică s-a dat o ordonanță de guvern în care s-a spus nu se mai facă angajări în sectorul bugetar decât când pleacă 7, angajezi 1. S-a ajuns la o cifră de 700.000 de angajați în sectorul bugetar. Nu s-a întâmplat nimic, deci nu s-a prăbușit nimic. Lucrurile au funcționat ca și până atunci, dar s-a atins un obiectiv, reducerea numărului de angajați din sectorul bugetar. Lucru care, acum, în teorie, s-a dorit și acum, nu? Pentru că pe acest principiu... Dar acum suntem la 1.400.000, adică e dublu. Adică la ce a fost... Intenția a fost de a reduce cumva și cheltuielile, nu? Evident. Evident că sunt niște cheltuieli foarte mari. Ca să nu mai vorbim de reforma administrativă pe care guvernul de atunci, condus de Emil Boc, a pus-o pe tapet. Nu aveam majoritatea parlamentară să o punem în practică, dar de foarte multe ori s-a discutat. E vorba de acea comasare a județelor și a comunelor, să nu mai existe comune cu mai puțin de 2000 de locuitori și practic împărțirea regională să se facă pe structura tribunalelor de curților de apel. Adică zona Alba Iulia, zona Timișoara, zona Iași. Avem politicienii care ar putea să își asume această reorganizare? Pentru că la modul declarativ am mai auzit-o și eu și dumneavoastră și cei care ne urmăresc cu siguranță. Dar au acest curaj de a pune în aplicare această reorganizare? Deci, în primul rând, ca să poți să faci o astfel de reorganizare, trebuie să schimbi Constituția. Ca să schimbi Constituția, ai nevoie de 2/3 voturi în Parlament. Eu cred că actuala guvernare PSD-PNL și în discuții cu celelalte forțe politice, dacă își dorește, ar putea obține o astfel de majoritate și s-ar putea face o astfel de reformă. Ceea ce ar veni ca o consecință nedorită pentru PSD și PNL este că foarte mulți primari de comune mici vor fi nemulțumiți. Iar acolo se pierd foarte, foarte multe voturi. Imaginați... Mai de aceea întrebam dacă au acest curaj de a lua această decizie. În acest an, cu siguranță, nu se va întâmpla. Oricum, e tardiv, e greu să începem acum o rescriere a Constituției, să e aproape imposibil. Cine știe ce se va întâmpla din 2025, atunci după ce voturile vor fi numărate, cei care vor trebui vor fi în anumite funcții, sau merge ciclul în continuare? Acum, după cum știți, noi deja am
Oficial am creat Dreapta Unită, PMP, USR și Forța Drepte. Am avut o primă întâlnire la Palatul Parlamentului la sfârșitul anului trecut. Urmează să avem a doua întâlnire în data de 28 ianuarie, când vom stabili exact calendarul de evenimente pe care îl vom avea până la alegerile europarlamentare. Ne-am stabilit niște obiective, am creionat lista de europarlamentari. În data de 27 PMP va avea o ședință în care va face niște propuneri din cei 33 plus nu știu cât sunt supleanții, dar probabil 3 sau 4 supleanți. Urmează să propunem și noi un număr de persoane care nu vor fi pe locuri eligibile. Pe loc eligibil va fi doar domnul Eugen Tomac, pe locul 3. În data de 28 vom avea această ședință comună în care vom stabili calendarul și eu cred că această alianță, Dreapta Unită, va fi alternativa la actuala dezastroasă guvernare care este în România și vom avea curajul să le cerem românilor votul, să le cerem guvernarea pentru ca să îndreptăm toate greșelile pe care le-a făcut acest PSD-PNL. Asta să nu e o conducere, din punctul meu de vedere, legitimă, este o alianță încropită doar pe Ciolan, doar pentru Ciolan. După cum vedeți și la noi în județ, tot timpul există doar șicane, șicanări, certuri. La nivelul județului, cel puțin eu la ultima ședință de Consiliu Județean m-am ridicat și am plecat, pentru că după ce s-au votat cele patru puncte de pe ordinea de zi, au început contrele între PNL și PSD. Bacă presa de partid a PNL zice nu știu ce despre nu știu ce doamnă care a fost dusă la morgă, bacă presa de partid a PSD, în fine. Deci, din orice eveniment care se întâmplă în județul Hunedoara, practic nu se iau măsuri pentru ca să nu se mai întâmple un eveniment de genul ăla și doar își aruncă pisica unul altuia. Am văzut acum, parcă ieri sau altă ieri, că s-a răsturnat un microbuz. Și prefectul zice, e de vină Laurențiu Nistor, e de vină PSD, pentru că au contract cu o firmă de dezăpeziri. PSD vine și dă explicații, nu? Ăla avea cauciucuri de vară, nu e... Deci nu cred că ăsta este un mod de a conduce un județ. Adică să-ți ocupi tot timpul dând vina și uitându-te așa peste gard ce face ăla. Adică ăla fiind PSD sau PNL. Alianța la nivelul județului Hunedoara nu mai funcționează de foarte mult timp, lucru declarat și de către domnul Laurențiu Nistor la un moment dat. Nu doar că scârție, ea nu funcționează aici în județul Hunedoara. Adică... Și atunci ce guvern? Despre ce guvernare vorbim? Dacă mă gândesc că lucrurile sunt similare și în multe alte județe. Eu nu văd cum oamenii ăștia s-ar putea ocupa de treburile țării, de treburile județului, atâta timp cât principala preocupare este să se vadă ce-a mai dat nu știu cine pe Facebook, ce-a mai comentat presa de partid. Este ceva secundar, pentru că sunt și proiecte, sunteți și consilier județean, mă gândesc că le cunoașteți și proiectele care vin pentru bunăstarea hunedorenilor, pentru proiecte pe fonduri europene. Am avut un proiect care în noiembrie avea gradul de absorpție de sub 5%. Deci, ca să vedeți unde duc aceste frecușuri, să le zic, între PSD și PNL. S-a evitat în ultimul moment
să se piardă acei bani europeni, dar nu e o situație normală, adică proiectele pe bani europeni trebuie să se desfășoare nu pe fugă și pe mare grabă, de frică să nu plătești niște penalități. Proiectele europene trebuie duse la bun sfârșit, analizând etapă cu etapă, fiind pe teren acolo, să vezi ce se întâmplă. Ori mă întreb totuși cum reușește prefectul județului să gestioneze deconcentratele din județul Hunedoara, unde sunt... De ce aveți semne de întrebare? Păi sunt conduse de PSD, de PSD și de peneliști. Adică... Păi tocmai ar trebui să fie gestionate foarte bine, nu? Pentru că e în ogradă, PSD, PNL. A trebuit să meargă lucrurile foarte bine. Mi se pare că nu merg lucrurile... Da, mi-e așa, mi se pare că nu merg. Deci cât timp singura preocupare a prefectului și a președintelui Consiliului Județean este de a urmări ce face celălalt și a da o replică pe Facebook sau prin presă, mie mi se pare că nu merg lucrurile cum trebuie. Adică și noi am fost parteneri de guvernare chiar cu PSD într-o anumită vreme. Am fost parteneri de guvern PD cu PNL. Vreau să spun că lucrurile funcționau aproape militărește, deci nu se comenta. Deci în momentul în care primea un telefon de la Vasile Blaga și spunea așa faci, nu mai comenta nimeni, deci nu exista... contrele acestea pe care le întâlnim astăzi și în județul Hunedoara și nu numai, pentru că sunt așa înțepături, cred că în toată țara cu privire la cele două tabere, care de fapt e una acum, nu? Da. Că ei, lor le lipsește ceea, lor le lipsește ceea ce le vom da noi. O forță de opoziție capabilă să-i trimită acasă și să preia guvernarea. Va merge această alianță de dreapta la locale, spre exemplu, cu un singur candidat? Ați discutat acest lucru în cadrul întâlnirii pe care ați avut-o cu toate cele trei partide? Sau cum veți scoate doar unul în singur discuții, sau în discuții foarte, din partea fiecărui partid? Discuții foarte amănunțite despre acest lucru nu am discutat. Este cert că vom avea, deci ceea ce este cert acum, vom avea o listă comună la alegerile europarlamentare, vom avea un candidat unic la prezidențiale și la alegerile locale, ceea ce va conta în alegerea unui candidat va fi sondajul. Deci veți face înainte un sondaj, veți scoate în față probabil trei candidați și veți vedea care se situează mai bine în preferințele Hunedorenilor. Primul lucru este ca să găsești niște oameni care să-și dorească. Îi aveți? Îi avem și mai ales acum că suntem trei forțe politice, probabil că vom avea și concurență pentru aceste posturi. Ne propunem niște scoruri foarte bune la europarlamentare și după care la alegerile locale sunt convins că vom demonstra că putem câștiga și celelalte alegeri care urmează, adică parlamentarele și prezidențialele. Mă gândesc că vă propuneți și un target pentru județul Hunedoara sau poate aveți unele primării pe care ați dori să le atacați, între ghilimele spus, bineînțeles. Targetul pentru europarlamentare este la nivelul județului Hunedoara să nu fie sub media națională. Iar în ceea ce privește localele, pentru că aici e bătălia mai mare, trebuie să recunoaștem, pentru că și oamenii sunt mult mai interesați de alegerile locale decât de cele europarlamentare. Așa este, dar să știți că de o vreme și latura politică influențează foarte mult candidatura unui om. De exemplu, un candidat din partea unui partid mic nu va avea niciodată șansă să câștige din primul tur o primărie. Pe când dacă are în spate o alianță, așa cum este la noi, Dreapta Unită, atunci lucrurile se schimbă și șansele cresc simțitor. Tot ce rămâne este ca acel candidat să reușească să convingă, prin proiectele pe care le va propune, să convingă oamenii să-l voteze.
Eu am fost în... ultimul minut din emisiune. În 2012, dacă vă aduceți aminte, am candidat atunci din partea unui partid mic. A fost un partid încropit de Mircea Munteanu pe așa repede, cu câteva săptămâni înainte. Și mă luptam cu un colos politic, USL, Uniunea Social-Liberală, adică PSD cu PNL. Singura variantă de câștig a fost să bat din ușă în ușă. Am și acum caietelul în care notam la ce uși am fost. Erați și o figură cunoscută, adică nu erați un necunoscut. Păi și Vetuța Stănescu este deputat, de exemplu. Și ce vreți să spuneți cu asta? Vei, mi se pare normal să candideze la primăria Hunedoara. De ce vi se pare normal? Păi și eu am fost deputat și dacă spuneți că am fost cunoscut, am fost cunoscut din acest motiv, că eram deputat. Nu, era o paranteză așa. Breaking news, știți ceva și ne spuneți și nouă? Poate ar trebui să-l întrebați pe Mircea Muntean, că el e șeful de campanie. Că tot s-a zvonit, am fost sunat de o ziaristă, să mă întrebe dacă am trecut la PNL și dacă m-a convins Mircea Muntean să candidez. Nu, n-am trecut la PNL și n-am mai vorbit cu Mircea Muntean de... cred că de vreo 2 ani nici nu l-am mai văzut. Deci nu trec la PNL. Între noi fie vorba, așa că nu ne aude nimeni, v-ați dori să vă întoarceți la PNL? Ați avut astfel de gânduri? Nu, eu sunt bine acolo unde sunt. Dreapta Unită este, în opinia mea, viitorul politic al județului Hunedoara și voi face toate eforturile ca să câștigăm. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Am ajuns la final destul de repede, din păcate, pentru că am mai fi avut multe de discutat, dar vă mai așteptăm aici la noi să discutăm despre realitatea în care trăim, despre politică, despre proiecte, de ce nu, pentru că până una alta nu ar trebui să avem atât de multe sau să existe atât de multe discuții între politicieni cu privire la anumite aspecte care probabil nu interesează pe mulți dintre dumneavoastră, ci ar trebui discuții despre proiecte, despre idei și despre tot ceea ce ne dorim până la urmă fiecare dintre noi pentru această țară. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, și dumneavoastră că ați fost și astăzi alături de noi. Să aveți o după masă frumoasă, rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!